doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Bogdan Ardean, directorul general al Societății Gospodăriile Urbane. Bine ați venit alături de noi, domnule director. Să rămână bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. La 36 de ani e directorul unei societăți de spartoalele în capul și al dumneavoastră și al primăriei. Se vede foarte clar activitatea pe care o întreprind oamenii aflați în subordinea dumneavoastră și întotdeauna se vor vedea mai ales lucrurile pe care ar trebui, din punctul de vedere al nostru, al cetățenilor, să le faceți și, uite, rămân nefăcute. Haideți să discutăm despre cum se vede și dintr-o parte și din cealaltă toată situația privind societatea gospodăriei urbane, din momentul în care ați preluat-o până în ziua de astăzi. Vorbesc de la data de 14 martie 2017. Da, la 14 martie 2017 am preluat activitatea societății gospodăriei urbane din punct de vedere al managementului societății. Și am încercat să-mi pun amprenta proprie, să vedem încotro putem să o ducem cu resursele pe care le avem la dispoziție, resurse care nu sunt foarte vaste, ca să spunem așa. Din data de 15 mai am preluat încă o parte din activități de la Serviciul Public Ecosal, respectiv iarba din tot Galați, mai bine spus, toată zona de cartiere, zona de aliniamente stradale. Noi până în acel moment ne ocupam parțial de aliniamentele stradale și de parcuri. De pe data de 15 mai, prin hotărârea Consiliului Local, am preluat toată partea de iarbă. Am mai preluat toată partea de mobilier urban, ce include bănci, coșuri de gunoi, stații de autobuz, tot ce înseamnă mobilier, locuri de joacă și așa mai departe, și partea de fântâni și ciușmele din tot Galațiul. Astea s-au adăugat la activitățile pe care le aveam noi în acel moment, adică, așa cum am mai spus, parțial partea de spațiu verde, activitate de fasonări și tăieri copaci, tot ce înseamnă cele trei cimitire ale Galațiului, zona de lac Vânători și portul de embarcațiuni. Mă întreb când aveți timp să ajungeți acasă, după ce mi-ați înșirat toate locurile de care trebuie să aveți grijă. Da, partea cu ajunsul acasă, într-adevăr, în ultimul timp a devenit o semi-problemă, ca să spun așa, din punct de vedere al familiei, dar am tot sprijinul familiei și, într-adevăr, am un program care începe la ora 8, poate să înceapă și la ora 6 dimineața, pentru că activitatea la zone verzi s-a mutat pe intervalul oral 6 dimineața 14:30. Sunt multe dăți în care mă duc de la 6 dimineața, să văd despre ce este vorba, și nu vreau să fiu interpretat că mă plâng, nu mă plâng, este activitatea, mi-am asumat-o, mergem înainte, dar cred că înainte de 7, ora 19, nu prea am ajuns pe acasă. Care sunt prioritățile dumneavoastră în momentul în care ați preluat această funcție? Nu pot să spun că există priorități, pentru că toată activitatea societății trebuie realizată. Am, într-adevăr, am și prioritizat puțin. Prioritățile noastre sunt mai ales legate de spațiu verde. Spațiu verde, ceea ce înseamnă parcuri, aliniamente stradale, dar și zone de spațiu verde din cartiere. În momentul la 15 mai, când am preluat toată activitatea, din păcate, pentru noi a trebuit să ne adaptăm din mers. Am preluat doar activitatea din partea Serviciului Public Ecosal, fără forță de muncă și fără dotări, fără mașini. La ora actuală întâmpinăm, într-adevăr, probleme foarte mari pe partea de angajat oameni, pentru că... Nu găsiți oameni? Nu găsim oameni. Efectiv, nu găsim oameni. Sunt oameni care înțeleg sau nu că există anumite cerințe. Știam că stăm bine la șomaj. La șomaj, da, la șomaj, din ce știu eu, conform ultimelor statistici, cred că suntem undeva pe locul 3 în țară, dar se pare că
locuri de muncă oferim, sunt mai puțin doritori. Condițiile de muncă la noi încercăm să fie cât mai prielnice, încercăm să asigurăm angajaților noștri atât, bine, plecând de la echipamentul de muncă, echipamentul de protecție, care suntem obligați conform legii, utilaje și mașini de lucru, din punctul meu de vedere, extrem de profesioniste și profesionale. Folosim în special, nu am voie să facem, hai să nu facem reclamă la vreo, la vreo firmă anume, dar folosim echipamente profesionale de foarte, foarte bună calitate. Programul de muncă încercăm să fie, nu pot să-i spun flexibil, dar mutându-l, de exemplu, de la 6 dimineața, încercăm să avem grijă și de oameni, ținând cont de canicula de afară. Le este asigurată apă zilnic în cantitățile prevăzute de către lege. Au pauză de masă, au pauză 15 minute la fiecare 45 de minute de muncă. Din punctul meu de vedere, încercăm să asigurăm un climat cât mai favorabil pentru om, pentru că dacă avem grijă de om, și dânsul dă rezultate. Din punctul dumneavoastră de vedere, reușesc echipele societății gospodăriei urbane să acopere întreg Galațiu ca în municipiu? Și mă gândesc acum la zonele care au rămas totuși cu iarbă, vegetație spontană, și vegetația aceea nu se tunde singură. Corect. La zone verzi, complexitatea activității din nou este destul de mare. Pe partea de zone verzi, de exemplu, în momentul de față avem 107 angajați. 107 angajați care trebuie să fie împărțiți atât pe zona de fasonări și tăieri copaci, pe de o parte tăierea, fasonarea, pe de altă parte încărcat în tractoare, mijloace de transport care ne sunt la dispoziție, a crengilor și buștenilor care rezultă din această activitate. Pe de altă parte, trebuie să avem cel puțin un om în fiecare parc care să întrețină parcurile. De exemplu, în grădina publică avem 4 oameni desemnați care stau doar acolo și își desfășoară activitatea doar în grădina publică. Deci pe zona de parcuri trebuie să avem un număr mare de oameni. Un număr mare de oameni care să realizeze activitățile de acolo. Avem toată zona de plantări și curățare a florilor care se pun pe sezoane, sezonul 1, sezonul 3 și urmează sezonul 2 și urmează sezonul 3, plus partea de tăiere iarbă și gardviu, care este compusă din cei care taie iarba, cei care vin din urmă și strâng, la fiecare 2 oameni care tund iarbă efectiv, trebuie să mai fie cel puțin încă 2 care strâng și mătură și fac acele moment. Realizează odată în plus că este o muncă laborioasă. Este o muncă foarte laborioasă, este o muncă care presupune un număr mare de personal. Repet, la ora actuală, de exemplu, mai avem schema de personal deschisă până la 130 de persoane. Pe această cale anunț că mai avem încă 23 de locuri libere. O cifră nu neapărat exactă, pentru că oamenii mai vin, mai pleacă, dar mai avem disponibile locuri pentru cei care sunt interesați să muncească la zone verzi. Și în condițiile acestea, mă scuzați că mă repet, se poate acoperi întreg Galațiul? În condițiile acestea facem mare efortul să acoperim tot Galațiul. Trebuie să recunosc că inclusiv eu nu sunt mulțumit de activitatea care se întreprinde la societate. Mai avem, nu vreau să avansez termenele, dar cred că undeva la sfârșitul săptămânii viitoare reușim să trecem cel puțin o dată prin tot Galațiul. Sunt zone unde am intervenit de 3 ori, de 4 ori, așa cum v-am mai spus, zona de aliniamente stradale și zona de parcuri, dar cu restul spațiului verde încercăm să o încheiem luna viitoare. Trebuie să recunosc că activitatea predată de către primărie ne-a luat puțin pe nepregătite.
Au fost și niște sincope de ordin tehnic, în sensul că organigrama care îmi permitea să angajez un număr de personal mai mare pe zone verzi, având în vedere activitatea pe care am preluat-o, ne-a parvenit la sfârșitul lunii aprilie, dacă mi-aduc aminte, undeva pe 27 aprilie. Deci vă dați seama că de pe 27 aprilie până pe 15 mai, când am preluat activitatea efectiv, a fost o perioadă foarte scurtă de timp în care a trebuit să angajăm foarte mulți oameni. Cred că a fost o diferență undeva de 60 de persoane în plus pe schema de personal veche. Nu e de acolo. În discuția anterioară a emisiunii erați revoltat împotriva celor care folosesc nepotrivit fântânile arteziene din Galați. Haideți să elaborăm puțin. Da. Am avut un incident în zilele trecute, un incident care a avut drept efect, ca să spunem așa, blocarea fântânii arteziene de la Păpădie, celebra Păpădie, un simbol al Galațiului, pe care unii dintre cetățenii urbei nu au înțeles că este un simbol până la urmă și trebuie respectat, în afară de faptul că este efectiv o fântână arteziană care are un anumit scop. Am primit semnale din zonă, de la oamenii din zonă, că știți foarte bine că în zonă există o parcare foarte mare, în acea parcare sunt anumite societăți care peste noapte staționează cu autocare. Am avut neplăcuta surpriză, să spunem așa, ca la începutul săptămânii acesteia să găsim o cantitate foarte mare de mizerie formată din nisip și pământ în fântână. Pe fundul fântânii era un strat de 3-4 cm de pământ. Se poate curăța eficient dacă doar îndepărtezi acel strat sau pleacă și pe sistem mizeria respectivă? Tot sistemul de filtrare cu care este fântâna dotată este pentru impurități mari, pentru frunze, pentru crengi, pentru bețe și așa mai departe, hârtii și tot ce alte mizerii pe care noi le strângem zilnic din fântână. Avem un om care se ocupă zilnic de acea fântână, dar tot ce înseamnă nisip și pământ trece prin aceste filtre. Și nu avea ce căuta acolo. Nu are ce căuta acolo. Consecința imediată a fost că au fost stricate pompele, au fost înfundate toate acele duze care creează efectul de păpădie, înfundate până la nivel de 60-70%. Vă dați seama că a fost o muncă extrem de dificilă să le desfundăm. În sensul ăsta și noi ne-am adresat poliției locale pentru a ne fi pus la dispoziție. Avem norocul că camerele de supraveghere din zona tribunalului, din intersecția de la tribunal, bat și pe fântâna noastră. Și putem identifica persoanele. De-abia astăzi am făcut o solicitare către poliția locală. Pentru noi a fost prioritar să rezolvăm problema pe care o aveam la fântână, să reușim să-i dăm drumul. Vom face și calculele să vedem la ce nivel se ridică pagubele suferite de către societate și până la urmă din banul public, pentru că toate aceste reparații sunt decontate către primărie și ele sunt decontate din banul public. Vom face și aceste calcule să vedem până la ce nivel se ridică paguba pricinuită de niște oameni, de o factură mai îndoielnică, mai modestă. Trebuie să, în continuare, facem astfel de cercetări și sperăm ca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de incidente. Ne confruntăm zilnic cu incidente, nu neapărat de genul ăsta, dar legate de fântânile arteziene din tot Galațiu, legate de ciușmelele din Galați, pe care nu am înțeles de ce unii nu înțeleg că ele sunt făcute ca să îți potolești setea, să bei apă și să treci mai departe. Nu sunt loc de dat cu picioarele, de tras de ele sau alte
activități pe care dânsii le întreprind asupra lor, ca să zic așa. Înțeleg că fântânile din Galați se și pregătesc de o reabilitare, o parte din ele măcar. Cele din zona centrală, spunea domnul primar Ionuț Pucheanu, că ar putea să sufere unele modificări în bine. Ar putea suferi niște modificări. Până la ora actuală, noi ne ocupăm de ce avem la dispoziție, ca ele să funcționeze în parametrii tehnici optimi. Ne ocupăm de tot ce înseamnă curățarea lor, întreținerea lor și ne asigurăm că funcționează. Cum vă ocupați de situația pe care ați moștenit-o și mă refer aici nu la fostul director, ci la ultimii 20 și treaba lor de ani, vis-a-vis de cimitirile din Galați, unde nu există nici în momentul acesta o bază de date informatizată. Acolo totul înseamnă hârtie, totul înseamnă dosare plic și copii. Și suntem în 2017 și trăim cu toții în Uniunea Europeană, când ar trebui să putem să dăm un click și să avem o situație clară și foarte rapid rezolvată. Da, ți-a atins un punct foarte sensibil. Cred că după, sau mă rog, cel puțin pe același palier de problematică și problematică cu spațiul verde, spațiul verde inclusiv copacii din Galați. Al doilea punct nevralgic, într-adevăr, este reprezentat de către cimitire. Avem inclusiv o recomandare din partea Curții de Conturi să informatizăm sistemul. Au existat... Îmi imaginez că nu este un lucru simplu. Nu. Nu este un lucru simplu pentru că toată lumea a înțeles această activitate din cimitire, concesionarea unui loc de veci, a înțeles-o ca pe un drept, ceea ce este foarte adevărat, dar pe lângă drepturi mai avem și niște obligații. Pe de o parte, o să încerc să revin asupra acestei idei. Pe tema informatizării sistemului, la ora actuală se desfășoară o identificare. Trebuie să facem o cartare. Deci trebuie să facem o cartare completă a celor trei cimitire. Această cartare are mai multe etape. Prima etapă este de identificare a terenului. A fost realizată cu ajutorul colegilor din primărie, a fost făcut un plan al cimitirelor împărțit pe sole, parcele și locuri de veci. În momentul de față încercăm și reușim să facem identificarea în teren. Există, de exemplu, cimitirul Ștefan cel Mare, este făcută identificarea până la nivel de 90 și ceva la sută, Eternitatea undeva la 50-60%, iar Sfântul Lazar un pic mai puțin, pentru că este cel mai mare cimitir din Galați. Încercăm să facem identificarea în teren pe baza unor planșe. Efectiv, angajații noștri se duc în teren și identifică loc cu loc de veci situația din teren. După care, această identificare trebuie să fie să se pupe cu, ca să spunem așa, cu situația din arhivă. Și aici ajungem la cea mai mare problemă a societății, arhiva. Arhiva este într-un stadiu de degradare cauzat de timp foarte avansat. Un stadiu firesc de degradare. Cimitirul Eternitatea este un cimitir care are peste 130 de ani de folosință și intervin după aia problemele de factor uman. Problemele sunt foarte, foarte, foarte multe locuri în cimitire despre care nu s-a mai interesat nimeni. Da. Sunt locuri din anii 70. E normal să se întâmple. Au murit toți oamenii, toți urmașii, nu se poate pune problema și așa, mă gândesc. Ba da, se poate pune și așa problema, dar fiecare loc de veci are niște moștenitori care în mod normal și conform legii ar trebui să se intereseze de locurile de veci. Dar suntem puși în situația în care avem foarte, foarte multe locuri de veci despre care nu prea mai știm nimic, nu prea mai știm dacă mai există moștenitori. Există posibilitatea ca moștenitorii să nu știe că au moștenit un loc în cimitir. Ce prevede legea în situația aceasta? Când un loc legea rămâne... Legea este destul de drastică din punctul ăsta de vedere. Legea cimitirelor prevede ca
dacă timp de 2 ani de zile un concesionar nu s-a mai îngrijit de locul de veci concesionat, în sensul că l-a abandonat, a uitat. Ideea este că nu și-a mai plătit dările către administrația cimitirelor, nu s-a dus să se îngrijească, să-l curețe, să-și facă tot ce trebuie în jurul cimitirului, ele în mod normal revin administrației cimitirelor. Deci trec din nou în proprietatea administrației cimitirelor și ne vom confrunta cu o situație inedită, o situație cu care s-au mai confruntat și alte orașe, dar o realitate sumbră din punctul nostru de vedere. Pentru a putea face această activitate de repunere în posesie a administrației cimitirilor cu locurile de veci din cimitire, în primul și în primul rând trebuie să asigurăm un osuar. Am făcut primele demersuri pentru construirea 3 osoare în fiecare dintre cele 3 cimitire, pentru ca rămășițele pământești ale persoanelor înhumate în locul respectiv să fie deshumate, să fie puse într-o urnă. Vom vedea ce posibilitate vom adopta. Ea va fi depusă apoi în acest osuar, iar locul redevine proprietatea administrației cimitirilor, respectiv a UAT-ului Galați, putând să fie reconcesionat. Iar în momentul în care cineva își aduce aminte că a avut un bunic, un străbunic, un, nu știu, un descendent, o persoană din familie care a decedat și dorește să reintre în posesia rămășițelor pământești, va fi foarte simplu să vină să ridice urna în care a fost pus respectivul și să-l înhumeze, nu știu, în altă parte sau așa mai departe. Cartea cimitirilor mi se pare o idee extraordinar de bună, da, și de eficientă și crește într-adevăr viteza cu care se poate rezolva o situație sau alta. Da, mă scuzați. Este suficient? Da, probabil era doar o primă etapă. Era o primă etapă, da. Deci urmează identificarea din teren, după care urmează, v-am spus, cele două trebuie puse cap la cap, respectiv arhiva cu situația din teren. În momentul ăla putem să avem o imagine clară, totul trebuie informatizat. În momentul ăla vom avea o imagine clară asupra locurilor de veci din cele 3 cimitire. Vom ști, programul de cartare presupune ca în orice moment, la un click distanță, așa cum dumneavoastră foarte bine ați spus, să știi câte locuri de veci ai ocupate, câte sunt libere, câți dintre concesionari nu și-au îndeplinit îndatoririle față de administrația cimitirilor și așa mai departe. Este un proces extrem de laborios, este un proces care la un moment dat va trebui externalizat către o societate privată. Aveți un termen pe care vi l-ați propus pentru a încheia acest proces? Depindem foarte mult de buget. Avem o primă estimare asupra întregii activități de cartare. Sumele sunt de ordinul zecilor de mii de euro. Nu vreau să avansez sume pentru că încercăm să mai rezolvăm noi dintre activități, să încercăm să mai scădem, ca să spun așa, factura. Încercăm să pornim. Nu știu, sunt absolut conștient de felul meu, sunt un om realist. Nu știu dacă vom reuși să pornim cu toate cele 3 cimitire deodată, dar cel puțin o evidență electronică a celor care își fac datoria față de administrația cimitirilor an de an trebuie să avem, în sensul că să implementăm un program informatic. Au existat 2 tentative de astfel de informatizări, 2 programe care au fost mai mult sau mai puțin ce ne trebuie nouă. În momentul de față am făcut o interogare pe această temă. Aștept un răspuns să vedem
unde s-a oprit și de ce s-a oprit, pentru că începuse o astfel de evidență electronică. Pe cimitirul Sfântul Lazar ea încă funcționează, dar funcționează greoi. Programul pe care l-au la dispoziție angajații noștri în acel cimitir este greoi. Trebuie să îl eficientizăm în momentul de față. Cum era și de așteptat, a fost o emisiune cu ghionturi, pentru că, de, cum am zis, se sparg oalele în capul societății gospodării urbane. Spuneți-mi totuși în final, care considerați dumneavoastră că este lucrul pe care, sau lucrul bine făcut până în momentul acesta și care are potențial să crească, Magalați, din momentul în care ați venit pe funcție? Lucrul bine făcut pe care am reușit, într-o oarecare măsură, pentru că nu pot să spun că am reușit, încerc să conștientizez angajații societății de rolul pe care îl au, de rolul pe care îl avem noi ca și societate în orașul Galați. Încerc ca fiecare să-și respecte locul de muncă, să fie conștient că în condițiile în care suntem pe locul 3 în țară, ca și șomaj, locurile de muncă în Galați nu sunt din abundență. Cu unii am reușit să reacționez, au reușit să înțeleagă acest lucru. Unii nu au putut să se adapteze și au plecat de bunăvoie. Cerințele, din punctul meu de vedere, au crescut, dar nu au crescut nejustificat. Încercăm să eficientizăm societatea, încercăm să dotăm societatea, iar primele două priorități ale mele, ca să spun așa, sunt de retehnologizare, ca să spun așa, a societății, dotarea societății la standarde care să ne permită să întreținem sau să realizăm toate activitățile pe care le avem la un nivel satisfăcător măcar, după care cred că chiar pe același plan este bunăstarea omului și grija noastră față de el. Pentru că merg pe principiul că dacă omul este mulțumit, atunci își face treaba la locul de muncă și activitatea societății se vede din ce în ce mai bine. Să sperăm că Galațiul va continua să se împrospăteze și ca aspect și ca interior, pe partea de bază de date, ce vorbeam mai devreme. Este important că există acolo un om, dumneavoastră mai exact, care are în vedere toate aceste aspecte. Cred că aveți și dumneavoastră de răspuns altora și presupun că trebuie să dați răspunsurile bune, nu neapărat răspunsuri care să nu vă convină nici măcar dumneavoastră. Mi-a fost încredințat un mandat, un mandat care sunt absolut conștient și merg pe principiul că dacă ajung la concluzie atât eu cât și cei care au avut încredere în mine că nu pot să fac față, puteți să fiți sigură că mă voi retrage, îmi voi recunoaște limitele, dar până atunci mai este, consider că se poate face față, consider că se poate lucra cu oamenii care sunt în momentul de față în societate, ei trebuie doar puțin mai mult conștientizați de rolul lor în societate. Domnule director, sper că lăsăm această emisiune cu va urma, pentru că vor mai fi invitați și mai sunt foarte multe alte întrebări pe care vi le pot adresa și din partea mea și a telespectatorilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu mult pentru invitație. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere! Thank you.